trei momente istorice, drag electorat. Dar cine-i Jamila? Dar cine-i Mario Simen? Dați-vă la o parte cu toții că Liviu Dragnea este aici să-mi fure meseria. Să-mi fure meseria. Să-mi fure meseria, pentru că a venit și a luat cu asalt YouTube-ul de cooking. Norocul lui Jamila că tocmai a luat premiul pentru cel mai bun canal de gătit, că dacă o sta Liviu Dragnea acum 2 săptămâni, știți probabil cu toți, dacă nu trăiți sub o piatră și dacă trăiți, e alegerea voastră, eu nu vă judec oricum, că Liviu Dragnea s-a apucat de gătit. Probabil s-a apucat de gătit cu ceva timp în urmă, că știți foarte bine că a avut la un moment dat foarte mult timp liber. Așa că poate atunci s-a apucat și și-a găsit pasiunea de a găti. Și în acest 2023 plin de surprize plăcute, nu putea să lipsească canalul de YouTube al lui Liviu Dragnea, în care ne învață cum să fim sănătoși, cum să urâm Uniunea Europeană că ne dă legume proaste, cum să gătești cu stil. O să refac rețeta lui Liviu Dragnea și o să recunosc la final dacă sunt sau nu în pericol, dacă e aici să-mi ia pâinea de la gură, practic. Cum am mai luat-o acum câțiva ani. La momentul înregistrării acestui vlog, deja domnul Liviu Dragnea a postat episodul 2. Este consecvent. Chiar sunt în pericol. Este pe 4 în trending în momentul în care filmez eu. Și... deja are intro mai bun ca mine. Aia, n-am intro. Bun venit la bucătăria de acasă. Pentru cei foarte puțini care nu mă știu, numele meu este Liviu Dragnea. Mi se pare că a copiat-o pe Hailey Bieber, care a copiat-o pe Selena Gomez. Yes, we actually are in my real kitchen, in my real house. This is not a set. This is my real home. Everything that we're doing is at home. Bun venit la bucătăria de acasă. În aceste filmulețe să descoperim împreună niște rețete de mâncare, rețete ușoare, rețete gustoase și foarte important, rețete sănătoase. Foarte important. Fiecare... Pentru că lui Liviu Dragnea îi pasă, nu-i așa, de bunăstarea poporului român. Să mănânce legume sănătoase, legume de lei din curte, chiar dacă stau la bloc. Să spun și ce beneficii are ingredientul principal sau dacă sunt mai multe ingrediente importante, o să vorbesc și despre lui. Mă, și educăm, în banii ăștia primiți și educație. Aparent, Liviu Dragnea susține mâncarea tradițională, pentru că și în episodul 1 și în episodul 2 a gătit ceva tradițional. Fiți atenți la mine că vine iar la putere și o să facă referendum pentru mâncarea tradițională. Și toată lumea să mănânce numai fasoleteci. Pizza? Nu. No. Burger? Nu. No. Toroș. Ok, mă la valg. Am pregătit toate așa, hai să vedem ce Liviuță. Livache. Da, stă pauză. Scrie aici că dacă mâncăm, cine zice el, o să avem așa: flavonoide, efecte antioxidante și antiinflamatoare, proteine, fibre, carbohidrați, vitamina C, E, complex B, K, cupru, fier, magneziu, fosfor, potasiu, zinc, seleniu, beneficii. Beneficii. Reglează nivelul de colesterol rău. Reglează rău de tot. Micșorează riscul de a face stop cardiac. Ui, asta mă ajută pentru... Previn deteriorarea oxidativă a celulelor, inclusiv a ADN-ului. Deci, practic, nu mănânci. Te transformi în broască, nu știu. Am tot citit în ultimii ani de zile despre așa zisa toxicitate a folosirii uleiului de măsline la prăjit. Nu e adevărat. Într-adevăr, uleiul extra virgin are temperatura de ardere mai joasă. Cine face teoria uleiului? Skip. Ce-i asta? Ce asta? De ce tai cu cuțitul de picnic? Să nu vă mai de mine că n-am tigăi, n-am răzătoare, n-am. Că Liviu Dragnea, Liviu Dragnea, gen, a condus o țară, a făcut pârnaie și acum n-are un cuțit. O să copiez total ce face el, așa că... Iau o gură de apă ca să nu plâng în fața dumneavoastră. Te iau o gură de apă și o ține în gură sau o bea? A, o ține în gură, că tace, altfel nu tăcea clar. Nu vreau să recunosc, dar cred că a mers. Știu că puteam să tai mult mai bine, dar uitați cu ce tai, sincer. Urmăresc rețeta exact așa cum e. Acum tăi morcovul, e suficient un morcov de mărime medie. Cum faci asta cu cuțitul ăsta, omule? Mă rog, dar tăi un pic mai ascuțit, dar totuși. Nu mai joc de-a Liviu Dragnea, nu mai pot. Să gătim, nu ne mai jucăm. Păi uite-mă, Liviule, cum mă mișc eu, face concurs. Atât de multă reclamă la spanac, este într-adevăr un aliment bogat în fier,
Da, are timp să spune despre toate legumele până tăiem un morcov cu cuțitul ăla. Conține de asemenea și mangan, care este foarte... Mangan, sună pește. Ok, o să tai ăsta, e foarte plictisitor, o să dau skip. Am și o plită șmecheră ca ta șmechere. Ce crezi că doar tu ești prim-ministru? Uleiul, vrea de măsline, omul meu. Ne-a ținut o întreagă predică despre ulei, care e bun, că nu e bun. Cred că e bun. Am 2-3 linguri de ulei de măsline. Eu ca să știu când e gata ulei. Când mă 2-3 linguri? Ne-a ținut o întreagă predică despre ulei, care e bun, că e bun. E, mergi și 6. Pun o feliuță de ceapă și când începe să sfărăie, atunci pun. Sfărăie? Ceapa ta sfărăie? Nu, omule, tu nu pui ceapa, tu o masezi, o freci, o faci piure în mâini. Eu nu o să fac asta, știu că am zis că o să copiez rețeta, dar o să-mi pută mâinile la ceapă 4-5 luni. Nu, mulțumesc. Ce zice Liviu dacă îi face asta, în schimb? Știu că am tăiat legumele rău, dar... Na. Fasolea verde păstăi are e mai bogată în fier decât fasolea galbenă. Dar fasolea galbenă este mult mai gustoasă, e mult mai dulce. De ce să facem discriminări între fasole? De ce e aici? Am mis fasolea de la țară. Este loc pentru toată fasolea din lume, în toate farfurile din lume. Vedeți cum subliminal tot încearcă să ne impună ce e bine și ce e rău? Și pasta le freacă, frate, în mâna. Nu înțeleg. Tot ce a făcut a fost să ia dintr-un bol cu o mână, să pună acolo, în continuu, până a pus-o pe toată. Când putea să facă, uite. Te ajută gravitația. Pune și puțin apă. Cât apă? 4 ml, 469 de litri, 345 de căni. Cât apă, omule? Apa de cine ai luat-o în palme să o pui așa? Era mai amuzant. Și acum acoperim, dacă am cu ce, desigur. Acum că e cu capacul. Capacul. Hai să ascultăm pe Livache cum ne ține un rant despre ce mizerii băgăm în noi de la magazin, că el are casă și curte și el își permite să-și crească livezi. Nu mai folosesc de mult produse cumpărate din magazin. Ce tare ești tu, Liviu. Nu mai am încredere. Pur și simplu nu mai am încredere. Nici nu în tine. Adevărul e că de când mi-ai zis să nu mai folosesc mai mult în vine, așa că am luat de la magazin niște roșii la borcan. Să nu stau eu să culeg din curtea mea, să plantez, să le ud, să le tai, să le curăț. Doar se laudă că uite ce sănătos sunt eu și trăiesc 700 de ani și voi peasant. Instituția aia care ar trebui să-i controleze ANPC nu prea au curat să se ia de ei. Shade la ANPC. Stai, punem cimbru. Cât cimbru să punem, Liviu? Este atât de gustos și atât de sănătos încât o să puneți cât simțiți dumneavoastră. Piper, pun tot. Două foițe de dafin. Piperul, unde e piperul? Punem și castraveciorii. Am găsit și piper. Domnul vrea boabe, dar ce pot să fac eu să deschid râșnița? Da. Fără gluten, fără excepție. Mâncarea lui nu o să aibă gluten și nici excepții. Pentru că țara asta este mult prea bogată ca să fim nevoiți să aducem pe... You didn't dare! Bogat în cel astăzi, să-i dau ocazia să continue. Ca să fim nevoiți să aducem pentru hrană... A specificat pentru hrană, că bogat era dacă nu era el. În foarte multe mâncăruri pun și vin. Îi dă o savoare deosebită, bine, nu mult, ca să mâncăm și să ne și îmbătăm în același timp, dar... Ok, am ajuns la partea interesantă, adică adăugarea vinului. Iar eu am o restanță la voi de episodul trecut cu Roxen, că nu ne-a ieșit un life hack. Mă ridic, da? Sunt bune acum ochi. Pe mergea toată lumea acasă, e șmecherie veche, dar... A, o știai? Da. Adică doar eu sunt prost. O să-l testez din nou acum. Mai durează mult. Nu merge, prietenii, acest life hack. Uitați acest canal de YouTube. Nu e cel mai mândru momentan, nu? Au. Am mai pus acum vin, am mai pus la foc și așteptăm să-i facă roșia asta. La un foc mic spre mediu, așteptăm să se facă. Ce mândru a fost de el! Go King! Nu-mi place ca mâncarea să fie foarte, foarte usturoiată. Eu cred că... Vorbim de mâncarea gătită. Nu, vorbim de mâncarea liberă. Aroma de usturoi.
Nu-i place să fie foarte usturoiat, am înțeles. Pupă mult, moșul. La cât pupăm acest lucru, Dragnea? Frate, a pus o grăunță de usturoi cu 3 mâini. Cine știe, după mâncarea asta poate mergeți la vreo întâlnire. Puteți să consumați chiar atât. El sigur merge. Nu-ți mai ții bășinile, dar ai chef de întâlnire mâine. Asta a punctat-o ca să știți că puteți să-l contactați dacă vreți. Așa că nu ezitați să-l căutați pe maestrul Dragnea pentru un date sau altceva. Are foarte mulți antioxidant și pătrunjelul și mărar. O să stai mărar pentru Liviu, că îi place foarte mult. Îi antioxidează date-urile pe care le are zilnic. Cât de mărunt se poate, acum nu trebuie să-l tăiați ca la rațe. Ca la rațe? Ha, ha, altă glumă, mărar. O să păstrez. Și pe ăsta îl rupe cu mâinile, că așa îi place. Un minut, îl mai ținem cu capa. Mai lăsăm un minut și după gata. Este nemaipomenită. Nemaipomenită. Ok, arată la fel. Parcă am mai puțin mai bine, sincer. Le-l mai împărat așa, mai pârnaie. Ok, asta a fost gratuită. Și fiți atenți că o să gust ca el. Da, fix ca el. O făcea mama. Exact ca mama. Dar n-ar arde ca Ada în clipul ăla cu chilafonic. Poate ar fi mai ok. Nu pot să-i zic de bine. Ce vrei să spun, Liviu? Gătești foarte bine, Liviu. Conduci o țară extraordinar. Nu. Știu un care pe care mi-a făcut-o și mie bunica mea, îi spunea teci. Nu cum îi spui tu, nici cum îi spune. Să-ți fac outro-ul lui. Astăzi am gătit împreună tecile mele de fasole cu vin și cu roșii și cu morcov și cu ceapă. Cu ardei gras, cu ardei capia, cu dafin, cu piper, cu cimbru și cu sare și cu piper și cu mărar și cu pătrunjel și cu roșii și cu ulei și cu tigaie. Eu mă bucur foarte mult că ne-am văzut astăzi și sper să ne vedem la rețetele următoare. Chef de viață n-am avut niciodată. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the song.